De astăzi, în Comuna Dumbrava, copiii și nu numai au un loc în care să vină și să-și desfășoare activitatea sportivă în condiții optime de confort și siguranță. Primarul Cătălin Enache a inaugurat o sală ultramodernă, echipată la un nivel european de mare ajutor pentru comunitate. La deschidere au participat președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul Alin Isuf, parlamentarii de Mehedinți Liviu Mazilu și Alin Chirilă, dar și inspectorul școlar general Alin Tomoescu. De această sală de sport să se cumpere copiii și elevii dumbrăveni și din ea, de ce nu, să iese mulți sportivi cu care să se mândrească Comuna Dumbrava. Noua sală de sport este situată în incinta școlii gimnaziale din Comuna Dumbrava, iar de acum înainte, datorită implicării primarului Cătălin Enache, poate fi folosită de către toți iubitorii de sport. Conform obiceiului străvechi, autoritățile județene prezente la inaugurare au fost primite cu pâine și sare în semn de ospitalitate. Noua sală de sport din Comuna Dumbrava este una dintre cele mai moderne și complexe din județ, având un teren multifuncțional unde se pot desfășura diverse sporturi, dar și o capacitate de 150 de locuri la tribună. Evenimentul a început cu o slujbă de sfințire. Mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! În ultimii ani, având la cărmă un primar popular și respectat de comunitate, dar și o echipă a Consiliului Local omogenă aflată în slujba cetățenilor, Comuna Dumbrava trece printr-un amplu proces de dezvoltare. Cătălin Enache a înțeles doleanțele cetățenilor, iar prin atragerea de fonduri europene a reușit să atragă investiții importante pentru comunitate. În anul 2016 am devenit primar al Comunei Dumbrava, și mi-am pus în gând și am considerat că singura modalitate de a dezvolta o comunitate locală este aceea de a accesa fonduri europene. Și ce credeți, m-am pus pe treabă. Împreună cu colegii din cadrul primăriei, cu consilierii locali, am întocmit proiecte pe fonduri europene și am depus pe toate axele, în domenii precum învățământ, sănătate, drumuri, agricultură, echipamente pentru stingerea incendiilor. Și iată-ne acum, după câțiva ani, că se văd și rezultatele. Am finalizat pe fonduri europene proiecte pe cum drumuri, grădiniță, tractori și utilaje, echipamente pentru stingerea incendiilor și astăzi, la nici două luni de când am finalizat grădinița de la Albulești, care este tot pe fonduri europene, inaugurăm această sală de sport. Educația și sănătatea copiilor sunt o prioritate pentru primarul Cătălin Enache. Acesta consideră mișcarea esențială și a dorit, prin construirea acestei săli de sport, să asigure condițiile favorabile dezvoltării unui stil de viață cât mai sănătos și activ pentru cei mai mici locuitori ai comunei. Această sală de sport a fost construită prin programul operațional regional. Are o valoare de 3 milioane, din care 2% a fost contribuția bugetului local. Sala de sport are un teren multifuncțional unde se poate juca fotbal, basket și tenis. Are vestiare, fiecare vestiar este dotat cu toalete, dușuri, are birouri, spații de depozitare și acolo unde sunteți dumneavoastră, o tribună pentru 150 de persoane. Este o investiție foarte benefică pentru Comuna Dumbrava, mai ales pentru școala gimnazială, deoarece de copiii care învață aici își pot petrece timpul în pauze, la orele de sport, la diverse acțiuni educative, își pot petrece aici timpul fără nicio grijă, în absolut orice condiții, meteo, temperaturi, pentru că sala de sport este dotată cu centrală termică proprie și instalație de încălzire. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, un om care susține promovarea activității fizice în județul Mehedinți, a fost prezent ca de fiecare dată în mijlocul cetățenilor. Acesta l-a sprijinit pe primarul Cătălin Enache în tot ceea ce și-a propus și promite că lucrurile bune vor continua pentru Comuna Dumbrava. Mă bucur că revin în localitatea dumneavoastră la un astfel de eveniment, pentru că este un eveniment deosebit în viața unei comunități atunci când se realizează inaugurarea unui obiectiv. Dați-mi voie să-l felicit la modul cel mai sincer posibil pe primarul dumneavoastră și pe colegii lui consilieri și angajați ai primăriei Comunei Dumbrava pentru lucrul deosebit pe care l-au făcut, pentru faptul că au înțeles cu ani de zile în urmă importanța accesării de fonduri europene. La rândul nostru, noi cei de la Consiliul Județean am înțeles că este foarte important să sprijinim autoritățile publice locale
și am făcut lucrul acesta în acești ani și mă bucur că în urmă cu 4 ani de zile am alocat fondurile necesare pentru a se construi în comuna Dumbrava terenul de sport cu gazon sintetic și cred că o asemenea inițiativă a noastră pe care am avut-o la vremea respectivă la nivel de județ v-a ambiționat să insistați în a obține fonduri europene să realizați o sală de sport și sunteți printre puținele comune din județul nostru care se pot bucura de asemenea săli de sport și vă doresc să o folosiți cu plăcere, copiii să facă sport cât mai mult, de ce nu din această sală de sport să plece un viitor fotbalist care să reprezinte cu cinste Comuna Dumbrava și județul Mehedinți. Domnule primar, vă felicit pentru tot ce ați făcut în interesul educării copiilor din comuna dumneavoastră, pentru că nu este puțin lucru să ai o sală de sport modernă ca aceasta, să ai o grădiniță nouă, să ai școală reabilitată. Alin Isuf, prefectul județului prezent la inaugurare, l-a felicitat pe primarul Cătălin Enache pentru implicare și l-a asigurat de tot sprijinul instituției pe care o reprezintă. Mă bucur că este un moment special. Este o bucurie când se inaugurează o investiție frumoasă și, într-adevăr, această sală de sport este o investiție consistentă, așa cum a spus domnul primar, 3 milioane de euro, fonduri europene, ceea ce nu este puțin. Îl cunosc pe domnul primar de pe vremea când eram la Consiliul Județean și am văzut inițiativele și demersurile dânsului și vehemența cu care venea mereu să ceară sprijinul domnului președinte și colegilor noștri de la Consiliul Județean, sprijin care l-a găsit pe deplin la multe obiective frumoase pe care le-a făcut în comunitatea dumneavoastră. Inaugurarea propriu-zisă a terenului din sala de sport a fost făcută chiar de autoritățile județene, cărora le-a fost trezită amintirea anilor de școală. Copiii din comuna Dumbrava nu au avut parte până acum de astfel de condiții. Aceștia își doreau foarte mult o sală de sport unde să își poată desfășura activitatea fizică și sunt complet recunoscători primarului Cătălin Enache. Mi se pare că arată foarte bine. Ești nerăbdătoare să intrați? Da. Cum arată acum sala de sport? Foarte frumoasă. Domnul primar, mă bucură că a făcut locul ăsta frumos. Vă doreați să aveți o sală de sport? Da, mult. Cât de multe bucuri că ai acum o sală de sport? Foarte mult. Ne bucurăm toată lumea pentru că domnul primar a făcut o sală de sport care putem toți să ne jucăm în ea. Și toți copiii aveau nevoie să ne jucăm, să ne jucăm. Să facem sport. Îmi place nouă. Sală. Cât de tare te bucuri că ai acum o sală de sport? Foarte tare, îmi place foarte mult. Mă bucur foarte mult că domnul primar a făcut această sală de sport. Mi se pare foarte bună pentru copii și pentru sănătatea acestora. Mai ales pentru că vom avea mai mult timp să facem sport în această sală. Mă bucur foarte tare că domnul primar a construit această sală ca să ne jucăm toți copiii și cărora le place sportul. Sunt fericit că domnul primar a construit această sală de sport și pot veni acești copii minunați să practice câte un sport, fotbal, handbal, basket. Sunt foarte bucuros că au făcut această sală de sport, că putem să ne jucăm. Îi mulțumesc la domnul primar pentru și la toți care au contribuit la această sală de sport. Bucuria a fost la fel de mare și pentru părinții care și-au văzut copiii entuziasmați. Sala de sport este o locație excelentă pentru ca elevii și nu numai să-și petreacă timpul într-un mod plăcut și dinamic. E foarte bună pentru copii, pentru cei mari care vor să facă sport. Foarte. Înainte am înțeles că nu aveau. Nu. Ne bucurăm că s-a făcut. Cum vi se pare că arată? Foarte frumos. Foarte bine ce a făcut domn primar, este și pentru copii, și pentru comună, a investit și e foarte frumos. Au copiii sală, au ce învăța. Aveau nevoie copilași. Da, aveau, că nu aveau nimic.
se pare o investiție foarte bună. Da, da, foarte bună. La inaugurare au fost prezenți și parlamentarii PSD Mehedinți, Alin Chirilă și Liviu Mazilu. De asemenea, alături de ei a fost și inspectorul școlar general Alin Tomoescu. Existența unei săli de sport în comună va crea premisele promovării sportului și organizării de competiții benefice pentru copii, în condiții de siguranță, igienă și confort.